Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 5 pronosticuri. Haideți să revedem! Bilbao Valladolid. În opinia lui BMG, Bilbao este mai solidă în toate compartimentele față de adversara ei. Și având în vedere că pe teren propriu este o adevărată forță, iar în etapa precedentă a învins-o acasă pe Atletico Madrid grație unui joc bun, pariul de tip șansă dublă 1x nu ar trebui să dea greș. În ceea ce privește numărul de goluri, tipsterul nostru crede că se vor marca foarte multe, deoarece ambele echipe sunt implicate cu regularitate în partide cu scoruri reduse. Prin urmare, BMG recomandă pariul 1x și sub 3,5 goluri. Sepsi Clinceni. Cei de la Sepsi au un moral bun după victoria obținută în runda precedentă contra liderului FCSB, așa că tipsterul Jimmy se așteaptă la o nouă prestație solidă din partea acestora. De cealaltă parte, Clincenii nu impresionează în acest play-off. Formația ilfoveană a pierdut toate cele 3 meciuri de până acum, iar în ultimele 4 deplasări efectuate pe terenul lui Sepsi a suferit 3 înfrângeri. Ținând cont de aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul pe victoria celor de la Sepsi. PSG Manchester City. Cei de la PSG au reușit să o elimine în sferturi pe câștigătoarea Ligii Campionilor de anul trecut, Bayern München, iar acum sunt super motivați pentru a face un pas în finală încă din manșatura semifinalii disputate contra celor de la City. Cei din urmă se vor deplasa la Paris după victoria obținută în finala Cupei Ligii Angliei împotriva lui Tottenham și având în vedere că tehnicianul acestei echipe va avea la dispoziție lotul complet, tipsterul David Chirilă crede că sunt șanse mari ca acest meci să fie un adevărat spectacol. Ambele formații au ca principală calitate forța ofensivă, așa că pronosticul tipsterului nostru este că vom vedea cel puțin 3 goluri. Los Angeles Kings – Anaheim Ducks. Gazdele ocupă penultima poziție în clasamentul diviziei de vest, dar chiar dacă parcursul lor de până acum a dezamăgit, încă au șanse la o calificare în play-off. De cealaltă parte, oaspeții nu mai au niciun obiectiv de îndeplinit pe finalul acestui sezon, din cauza că șansele lor la o calificare în play-off sunt nule. Având în vedere că acest meci este mult mai important pentru gazde și faptul că oaspeții au unul dintre cele mai slabe compartimente defensive din ligă, pronosticul tipsterului Andrei Cinculescu este că Los Angeles Kings va marca de cel puțin 3 ori. Greuther Fürth Sandhausen. Radu Oprea spune că în Liga Secundă a Germaniei, majoritatea partidelor sunt foarte spectaculoase și este de așteptat ca această confruntare să intre în aceeași categorie. Cei de la Fürth visează la promovare, sunt favoriți la victorie miercuri seară, iar în opinia tipsterului nostru pot marca de cel puțin 3 ori, așa cum au făcut-o și în confruntarea directă din turul sezonului. De cealaltă parte, Sandhausen luptă pentru evitarea retrogradării, așa că este nevoită să joace la victorie. Prin urmare, tipsterul nostru propune pariul pe cel puțin 3 goluri marcate. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.